Salutare, dragilor, ia să vedem noi ce ne-am cumpărat ca și consolare, că n-am mai plecat în vacanță. De fapt, vreau să plecăm la Timișoara, dar era vorba de 16 ore de stat în tren, chirciți, și am renunțat la vacanță, plus că nu erau trenuri directe, trebuia să mergem la București, să schimbăm și trebuia să luăm două trenuri ca să ajungem la Timișoara. Și atunci am renunțat. Nu mai spun că vreau să plecăm la Costinești și iarăși am renunțat pentru că ni s-a părut cazarea foarte mult, 200 de lei pe noapte, iar hotelurile erau la distanță de plajă și am zis că nu mai. Am văzut marea, știm cum arată, nu este pentru prima dată când mergem la mare și deci tot ceea ce veți vedea în acest video este ca și recompensă că am renunțat la vacanța din acest an. Itinerarul nostru era Timișoara, dar n-am mai fost. Și atunci ne-am luat diverse hăinuțe și pe care o să le vedeți aici în clipul ăsta. Și așa vom fi acasă toată vara. Hai să vă arăt și ce am mai primit. Da, vreau să vă spun că nu cumpăr nimic fără să întreb pe motănea. Deci tot ce am cumpărat, motănelul știe și mi-a dat voie să cumpăr. Bye, bye! Hei, salutare, dragilor! Hai că vreau să vă arăt ce hăinuțe noi am cumpărat în ultima perioadă. Sunt cu codițele care le-am cumpărat acum mai noi, uite, astea de aici. Am luat la 50 de bani una și bluza de pe mine e nouă și asta, și să vă arăt hăinuțele. Uite, acesta este tricou de la 3 lei, da? Este măsura XXL. Și este tricou de la 3 lei. Stai un pic că nu se vede bine eticheta. Da, deci măsura XXL l-am luat pentru mine. Este foarte bun, nu este găurit, nu nimic. Așa, uite ce frumos e pe aici terminație. Uite, iarăși un tricou de la 3 lei, ăsta de aici, care are o chestie aici, un desen. L-am luat pentru mine, eu tot ce cumpăr pentru mine, măsura mea este XXL. Nu are nimic, tricou este în regulă. Și să vă mai arăt ce-am mai cumpărat. Uite, alt tricou de la XXL, de la 3 lei. Ia să vedem măsura lui, size large, uite, așa scrie aici, large. Și într-adevăr este larg, adică îmi vine bine. Uite așa, nu e rupt. Uite ce fain e. Bun. Aici avem un tricou simplu, alb. Măsura XL, da, pentru mine. Este cu anchior. E alb, simplu, pur și simplu, nu are nimic, nicio
Nici o chestie. Aici avem un maieuț, tot de la 3 lei. Asta e măsura L. Dar vine bine. Însă mă cam încing în el. Dar prin casă merge, pentru că în casă avem și aer condiționat și ventilator și o să meargă. Pe spate arată așa. Are aici un scris din asta așa. Ia, ce scrie? Dacă nu se înțelege scrisul prea bine. Ah, beach. Să mergem la plajă. Ceva de plajă. Uite alt tricou de la 3 lei. Size. Ok, l-am pus pe mine, îmi vine bine. Tot cu beach. Adică de plajă. Cu anchior. Nu e rup, nu nimic, e bun. Așa, să mai vedem ce am mai cumpărat. Asta este tot de la 3 lei, este un tricou bărbătesc. Este pentru motănel, că e mare, e larg, mai are unul la fel. Dar nu se vede eticheta, dar este mare, după cum se vede. Și mai are încă unul la fel ca ăsta. Ia uite ce tricou frumos. Dar se întinde pe motănel. Asta este XL. XL. Song. Detroit. Văd că scrie. Da, e frumos. Uite alt tricouț de la 3 lei. Are aici pe mânecuță, scrie ceva. Așa. Uite ce drăguț e. Îl poartă motănelul. Stai să vă mai arăt un tricou pentru motănel, tot de la 3 lei. I-a plăcut ăsta foarte mult la material, că e moale așa, e pufos. Îi plac astea așa pufoase. Îi vine bine, bineînțeles. Uite și ăsta. Ăsta mi-a plăcut foarte mult. Ia uite ce inscripție are pe el. Și pe mânecă. Uite. Blue left. Ce vorbești? XXL, așa, tricouri de-astea ne plac nouă, cu XXL, cât mai mult de XXL. Mai lărguțe. Uite că și pe mâneca asta are etichetă. Și pe spate e simplu, e... Ah, mai are aici, uite. Așa, stați că vă mai arăt. Astea toate sunt de la 3 lei, te-am cu ăsta de aici. Acum să vă arăt niște pantalonași care am luat pentru mine. Sunt pantalonași de ăștia de vară. Ăștia i-am luat de la chinez cu 19 lei. Este un elastic din ăsta care vine sub genunchi. E vaporos, așa e fain. Uite. L-am spălat și urmează să-l îmbrac. Uite ce bluzică am luat pentru mine, tot de la chinezi, 19 lei am dat pe ea și pe spate e simplă, nu are nimic, doar în față are modeluțul ăsta, paiete, ce sunt astea. Uite, ăsta este pantalonul de la pijama. Care pijama o am pe mine acum. Am luat de la
chinez și asta a fost 35 de lei bucata, împreună cu pantalonii, bluza cu pantalonii. Uite, un maieuț de la chinez, pentru mine XL, pe ăsta am dat 8,50 lei, și mai am unul la fel, dar pe roz, un roz deschis, pe care am dat 8 lei, tot de la chinezi. Uite, un tricouț pentru motanel, pe ăsta am dat 3 lei. E albu, simplu. Doar că are aici scris. Uite ce pijamăluc am luat pentru motănel, bineînțeles, cu nasturei. Și i-am luat cu 5XL. De la chinezi. Pe asta am dat 35. Și are și pantalonașii ăștia. Da, a zis că nu-i plac pantalonii scurți. Așa că pantalonii scurți o să-i port eu. Prin casă. Uite, ăsta i l-am cumpărat acum de ziua lui, de la chinezi. 45 de lei am dat pe el. Pe tricou ăsta. Așa. Și o pereche de pantaloni, tot de la chinezi, pentru motanel. Asta mai știu cât am dat pe ea. Pantalon de stat în casă. Ia să vedem dacă ghiciți ce este asta. Pe aici o să fac nuca pentru prăjituri. Este, are o manetă așa, o țin în mână și pe aici iese nuca. Mai departe, ce avem aici? Aici o să băgăm cartoful sau morcovul, depinde ce vrem să dăm pe răzătoarea asta de aici. Are și cuțitaș. Aici și-a luat motănelul niște scule. Așa. Astea sunt jucăriile lui Motănelu. Astea sunt jucăriile mele. Fiecare chestie de asta am văzut că iese de aici și nu pot să schimb, să tai de gumele în forma asta, spre exemplu. Sau în forma asta. De aici. Așa, și bineînțeles niște șosete pentru motanel, pentru că nu mai avea și și-a comandat el niște șosete din astea. Așa, cam asta este. Sper să vă placă. Acum, dar de ce e îngenunchiat, bebe? A venit pe ora de rugăciune sau? Sunt ghid turistic astăzi. Prezentăm grădina botanică din Câmpina. Aha, cu papucii lângă ea. Uite, îți place ce pantalonaș mi-a luat de la chinez? Da, sunt din Wuhan sau de Da, unde? sunt pantalon. Stai să mă ridic, sunt pantalonaș. Așa, gata, rugăciunea s-a terminat. Așa, vreau să vă prezint aici Ce e ma asta? garoafa fericirii. Oh. Da, este agățătoare. Ce turistă de asta, Da, este din asta cățărătoare. Cățărătoare. Nu trebuie udată, nu trebuie să lăsați cheia la vecin să vină să vi le ude. Că citi aseară pe Facebook că cine are flori din astea naturale trebuie să cheme vreun vecin să lase cheia. Lăbuțele goale. Da, lăbuțele goale. Asta este un hanorac nou. Așa, stai. Și asta v-am arătat-o, da? E din aia bijuterii scumpe, bineînțeles. Cât e da pe ea?
E, nu spui. Asta nu-ți dădea pentru copii de grădiniță? E, nu spui cât am dat, că brățărica și cu hanoracul în total fac 6 lei. Așa da? Pantalonii sunt mai scumpi. Cumpărături inteligente de la Puiulete Corporation. Și... ce faci, mă, te dezbraci? Un pic așa ți arăt. Nu scoate bătâța, bă! Nu, un pic așa ți arăt. Ăsta este un maieuț, nu dau mai jos. Și pe la tot așa ai dat, nu e de la 3 lei ăsta, maiuțul e 8 lei. Deja e scump. Ce de bani ai spart! Da, și pantalonașii ăștia sunt de la chinezi. Tot de la chinezi? Da, de stat în casă. Ești chinezoaică toată, nu? De dormi cu ei, diverse. De cu ei, nu? Multe cu ei. Multe faci cu pantalonașii. Cu ei, pe ei, în ei, hă? Și pentru că avem... o să filmăm grădina botanică. Da, pentru că avem aerul condiționat pornit tot timpul, am zis că să pun pe mine hanoracul ăsta scump. Ăsta scump? Da. Păi e scump față de alte chestii de 1 leu, 2? Da, 8, da, 8, da, 8, 3 lei, 3 lei deja... Este o adevărată avere, adică... Asta e 3 lei? Da, am fost la noi aici în oraș, sunt magazine din astea promoții, haine aduse din import și le dă la 2 lei, 3 lei, 1 leu. Și am fost și pe acolo și am văzut de care ce nu? Problema. Păi da, la 3 lei, uite ce lucruri bune. Da. Îți dai seama că la prețul ăsta poți să faci o haină de unică folosință, o porți câteva zile și o arunci? Nu e rup. Am luat și tricouțe de acolo și bluzițe, o să vi-l arăt eu, că le-am spălat. A, dacă tot... lasă că... De seama, când îți iei o pizza de 25 de lei, îți 25 de haine de alea de 1 leu. Da. Dacă nu te uiți așa cum am aici în grădina botanică, să-ți arăt doar ce... Așa, repede... Hai să vedem ce floricele de plastic am cumpărat astăzi și le-am pus pe aici, pe la geam. Am așezat și cu din astea croșetate de mine. Uite. Și asta, așa am îndoit-o. Le-am pus pur și simplu pe geam, da? Ne-am agățat pe geam și astea de aici ne-am îndoit așa codițele și le-am pus, sunt croșetate de mine astea și stai să vedem o garoafă albă. Bun, și iasămia de plastic. Și ia ca ce floricele drăguțe am prin casă și nu trebuie să le ud. Uite și peretele ăsta acum l-am ornat cu tot felul de chestii croșetate. Și cam asta e. Sper să vă placă.